Exact ca în povestea lui Creangă. Ce ai samanata și ea-ți crește. Lan plin de cocori. Oare cine o fi fericitul și ăla care are așa de multe păsări? Parcă-s hipnotizați. Un fel de meditație în câmp. Câmpiile din Călăraș. Iată așa, de vreo 2 km. Peste tot îi vezi, peste tot. Așteaptă probabil să plouă cu broaște. Și exact lângă calea ferată. Ori pe ei nu-i deranjează. Cred că aș le-a permis chiar toacă. Posibil. Deci asta e o întrunire publică. Da, mai mult de 50? Mai mult de 50. Nesancționată. Ori să anunțăm poliția. Ceva ei pun la cale, da, nu? Da, pun la cale, actezi. Și uite câte 2-3 se duc în recunoaștere. Acolo mai iau un câmp minat. Ataca na Moldova, nu? Băi, și smi, eu cred că ei și fac pe pas, mă, din că ei sunt da, din cale. Da, tot îmi pare că fac pauză de publicitate. Și-au luat zborul. Decolarea lumea. Au auzit că noi vorbeam de întâlniri nesancționate și... Iată și de aici pornesc. Astea-s miguri moldovinești. Da, da, da. Poate au venit la odihnă în Moldova, bre. După viză. Au auzit că Uniunea Europeană moldovenii nu cer viză.